Pe lângă haine, prosoape și creme de plajă, în vacanță putem strecura în bagaj și o carte. Ne va fi de folos pe drum, la plajă sau la iarbă verde atunci când vrem să ne relaxăm. Statistic, femeile citesc mai mult decât bărbații și sunt mai înclinate spre beletristică, de la romane polițiste, thriller și science fiction, până la poveștile de dragoste, inclusiv cele ecranizate. Limpede nu vedem decât cu inima. Ochii. Nu pot pătrunde în miezul lucrurilor. Pe plajă ori în hamac, în vacanțe ne însoțește de multe ori și o carte. Dacă avem copii, le putem citi și lor sau citim împreună. Așa cum a făcut-o și această familie pe care am întâlnit-o pe litoral. Adolescenta a ales Moarte de cerneală, un volum de fantasy pentru tineri, iar mama ei, Ana Blandiana. Până la urma unei, e o chestie de detașare. Și acum vrei să-ți umpli timpul. Cum e să citești pe plajă? E bine. E bine să citești oriunde. Veronica ne spune că nu pleacă în nicio vacanță fără câteva cărți. Pentru anul acesta și le-a pregătit deja. Cartea cumva mă retrage, mă ajută să mă retrag în lumea mea și mă face să mă simt într-adevăr în vacanță. Conform unui raport realizat de o librărie online, vara aceasta vânzările de carte au crescut cu 15% față de aceeași perioadă a anului trecut. Volumele în limba engleză, dar și cele pentru copii, au înregistrat creșteri semnificative. În top, ca întotdeauna, este beletristica, fiind categoria și cea mai ofertantă, dar o creștere importantă o are categoria de dezvoltare personală, psihologie practică. Pentru vacanță, scriitorul Radu Paraschivescu are o serie de recomandări, ușor de citit. Cartea Sabinei Fati, Călătorie pe urmele conflictelor de lângă noi, ne poate ajuta să înțelegem ce înseamnă să mergi singur în zone de conflict. Iar Jean Cornelius, un autor român, ne propune să intrăm într-un jurnal de pandemie. Iubitorii de ficțiune pot încerca La soarele neîmblânzit, volum semnat de Michel Bussy, sau O stea îndepărtată, a lui Roberto Bolano, iar pentru o istorie aparte, Odorama, istoria culturală a mirosului. În general, cărțile trebuie să nu fie foarte grele, să poată fi răsfoite ușor, să aibă o oglindă a paginii convenabilă și să aibă o poveste, să aibă acțiune. Dacă ați uitat să puneți o carte în bagaje, vă puteți lua una de pe drum. Trece timpul mai ușor. Nici nu știu când ajungi la ea, așa de repede trece. În timpul anului am mult de lucru și nu am timp să mă bucur de o carte. Cei care preferă să citească în limba engleză se pot inspira din recomandările fostului președinte american Barack Obama.